Salut, vărsători! Voi face citirea tarotului pentru săptămâna 12 decembrie, 18 decembrie, o săptămână cu saturn în aspecte benefice. Veți primi Uh, horoscopul pentru această săptămână: 12-18 decembrie. Acum să vedem ce va aduce acest tarot: ce vă lămurește, ce vă are de spus, de transmis. În această săptămână voi o să încercați să vă împăcați cu o persoană, să ajungeți la o înțelegere cu o persoană, să ajungeți la armonie, să cedați și voi, să cedeze și celălalt, astfel încât totul să vă fie bine. Deci căutați această înțelegere, această împăcare cu o persoană. Bun. Voi, Voi nu prea sunteți mulțumiți. Nu sunteți mulțumiți de ceea ce ați făcut, de. nu știu, de faptul că poate cineva v-a trădat. Vă gândiți unde ați greșit, vă gândiți la greșelile voastre. Voi aveți această săptămână, să zicem, gândul să vă analizați să vedeți unde ați greșit, să vedeți ce se întâmplă, de ce ați fost trădat sau trădată, deci este un patru de spade răsturnat. S-ar putea să vă pară rău de ceva, să regretați ceva, o decizie pe care n-ați luat-o cândva, deci ceva care se vă ducă cumva legat de trecut. În ceea ce privește fericirea, iar sunteți fericiți. Asul de cupe arată acest lucru. Ceilalți vă văd fericiți. Vă văd uh, că revărsați această iubire. Arătați iubire tuturor prietenilor, partenerului de viață, copiilor, familiei, deci revărsați această iubire. Arătați pentru toți iubire. Uh, în cunoaștere, s-ar părea că vă doriți să primiți niște bani. Aveți nevoie, probabil, de bani pentru a plăti un curs sau chiar o călătorie. Poate că vă doriți o călătorie care să vă ajute să cunoașteți, să vă dezvoltați personalitatea și încercați să luați un împrumut, să primiți bani de la un bărbat cu ascendent zodie în Taur. Sunt semnele Taurului aici care spun clar că vă doriți acești bani și îi primiți. În ceea ce privește resursele voastre, bunurile materiale, locul de muncă, sănătatea, dar și cariera. Putem spune că aveți Uh, un zece de spade. Nu a fost ușor, adică munca voastră nu este ușoară. Este o muncă solicitantă. E o muncă unde am putea spune că nu sunteți înconjurați de prieteni, nu sunteți ajutați de prieteni. Este un aspect destul de dificil, zece de spade. Am zice că sunteți doborâți de eforturile pe care le faceți, de faptul că nu vă este ușor și resursele pe care le-ați acumulat, le-ați acumulat prin eforturi foarte mari. Deci, zece de spade, o viață grea, dificilă. În schimb, la locul de muncă, arătați că stăpâniți orice situație, țineți totul sub control. Orice blocaj ar veni spre voi, faceți față, aveți tot ce vă trebuie pentru a ține piept acestor blocaje. Am zice că legea e de partea voastră. Și arătați acest lucru în schimb în carieră sau menirea voastră aveți un bărbat tânăr cu ascendent zodie în pești este un fel de curtezan își arată iubirea pentru toți din jur își arată să zicem dorința de a crea o atmosferă plăcută, agreabilă. Da, aspectul benefic această să zicem, prinț de cupe. Dar el cheltuie foarte mulți bani și probabil că menirea voastră poate să fie un copil, să fiți cei care îl ajutați cu bani. Poate să reprezinte și acest aspect. Comunicare, contracte. Relații. În comunicare cu apropiații, frați, surori, veri, verișoare, vecini, voi vreți să luați o șansă? Vreți să începeți ceva, să aveți această șansă? Nebunul reprezintă acea șansă pe care o caută omul pentru a se împlini, pentru a-și găsi împlinirea, pentru a-și vedea un scop atins. Este Totuși, ceva am putea spune și din comun, ceea ce vreți să faceți prin această comunicare. Ceilalți vă consideră rebel, aventurier, nu vă acordă niciun ajutor, dar voi sunteți cu gândul la uh, voința Divinității, la faptul că veți face totul cu inimă curată, și atunci sperați ca Divinitatea să vă ajute. Dar aceste eforturi făcute de voi, am putea spune că nu, nu vă lasă să vedeți prăpastia din față, din fața voastră. Voi sunteți cu gândul la Divinitate. În ceea ce privește contractele, asocierile, procesele, oricând puteți să luați o schimbare. O schimbare care să vă aducă armonie, bucurie. Deci, puteți să vă schimbați, am zice, poate locul de muncă, sau puteți să schimbați aceste contracte, sau dispuneți de un contract care este cumva asigurator pentru voi dă un aspect foarte benefic șase de spade deci voi puteți să impuneți linia acestor contracte procese, asocieri, orice voi puteți să aduceți schimbarea după cum vă doriți în ceea ce privește relațiile relațiile cu protectorii cu prietenii, cu asociațiile profesionale, sunt cumva într-un impas acești îndrăgostiți. Poate să fie și o relație de iubire între voi și un partener, un prieten sau un protector. Și va trebui să luați o decizie, să faceți o alegere în această iubire. O alegere dificilă între viciu și virtute, între două drumuri diferite, între un lanț de fier sau uh, un lanț de flori. Sfatul este, alegeți întotdeauna uh, lanțul uh, de flori, fiindcă el rezistă mai mult în timp decât un lanț de pier. Acasă, familia, schimbarea, transformarea și karma. Sau ce vă este destinat, am zice, ce aveți, prin ce aveți de trecut, sacrificiul vostru. În familie ați avut un proiect, un proiect care ați sperat să vă aducă venituri importante. Dar s-ar părea că nu a fost așa, ați făcut niște greșeli și nu aveți parte de veniturile pe care le-ați așteptat. Ar trebui să vă asumați greșeala și puteți să promiteți că pe viitor veți reuși mult mai bine. Aspectul mare este acela, să zicem, proiect care nu va aduce pierderi, dar nu va aduce cât ați sperat, adică ați sperat foarte mult și primiți mult mai puțin. În ceea ce privește schimbarea, transformarea, este aceea că ați făcut foarte multe eforturi pentru stadiul în care sunteți voi, acolo unde sunteți. Și nu ați primit răspunsurile pe care le-ați dorit? Parcă vă uitați să lăsați totul așa cum este, toate eforturile voastre vă uitați să le lăsați în urmă și vă uitați spre viitor, căutați parcă o rezolvare în viitor. Deci aveți această nemulțumire care vă face să vă schimbați. Să nu mai fiți voi cei care depun toate eforturile și îi lăsați și pe ceilalți. În ceea ce privește um, sacrificiul vostru, optul de monede, arată munca voastră, o muncă grea, o muncă concentrată, o muncă solicitantă, dar tot timpul contestată, tot timpul contestată. Nu puteți schimba prea mare lucru, nu puteți face nimic, fiindcă dacă încercați să îi lămuriți sau să obțineți o hotărâre judecătorească prin care să arătați că munca voastră este corectă, e dreaptă, ar însemna să cheltuiți foarte mult și nu veți obține niciodată o recunoaștere din partea persoanelor care vă contestă, fiindcă ei asta fac, contestă. Aceasta ar fi citirea pentru voi. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, cu bucurii și vă mulțumesc pentru timpul acordat.